bine ați revenit pe canalul meu! Astăzi vreau să vă arăt cum ne-am distrat eu cu Silvia la Turda. Am fost plecate de aproape 2 săptămâni, ultimele 2. Am stat acasă la mama și toată ziua eram pe la bunici, pe la fratele meu, pe la garaj. Ne-am distrat foarte bine. Am plecat cu avionul la Cluj. A costat avionul 375 de lei pentru mine și Silvia. Pentru ea am plătit o taxă de aproximativ 8 euro, dacă țin bine minte. Din câte știam eu, pentru copii sub 2 ani nu se plătește nimic, dar nu știu, așa sunt regulile la Tarom. Zborul cu avionul a fost o experiență chiar ok, zic eu. Silvia a fost liniștită în cea mai mare parte a drumului, nu a plâns. A avut câteva momente în care a apucat o mârâială, ca să zic așa, dar asta pentru că era exact ora ei de somn, între 5 și 6 după amiaza. Și până la urmă a dormit la mine în brațe. Regula este că copilul trebuie să stea în brațele mamei în avion și am avut-o cumva prinsă de mine cu o centură. De la Cluj a venit fratele meu și ne-a dus la Turda. La Turda am filmat o serie de mini-videoclipuri, bineînțeles având o protagonistă principală pe Silvia. Și dacă vă plac, vă invit să vă abonați la canalul meu, apăsând butonul subscribe de sub partea de videoclip. Și dacă aveți vreun comentariu să îmi transmiteți, cu mare, mare drag vă aștept să scrieți în dedesubtul imaginii, dedesubtul videoclipului. Pe curând! Hai pe aici! Dau ce ar pute! Bobi, hai aici, Bobi! Bobi aici, de la aici, de la aici! Așa e la țară, așa e la țară. Așa jucării n-ai tu la București. Dică și-a băgat cu București. S-a spus Bobi de tine. Ce o distrează. Ce o distrează. Te distrează. Apoi, așa jucărie n-are ea la București. Pe cum strălucesc ochii de-a dreptul. Îți place, Silvia? Îți Îți plac câinii? Îți plac câinii. Nu-i voie. Hei! La dracule! Gina! Da! Vă-ne! Tu după bunica se uită. Hai ce urlă ăsta, că nu știu de rezistat. Alea. Fie alegerea anticipată, cum până la alegerea anticipată, este